Am revenit, a fost o zi festivă la primăria din Romanu, din județul Brăila. Autoritățile locale și cei apropiați ai maiorului Ion Dragostin l-au sărbătorit cu mare fast pe unul din puținii veterani de război pe care îi mai are România. El a împlinit astăzi 100 de ani. Poftiți la noi! Multă sănătate și la mulți ani! Fostul comandant al bateriilor antiaeriene din Armata Română a fost întâmpinat la intrarea în primărie chiar de edilul Comunei Romanu. Suntem emoționați și la fel ca familia așteptam acest eveniment de câțiva ani cu emoții să nu se întâmple, Doamne ferește. Dar după cum vedeți, tataia nu arată de 100 de ani, arată mult mai bine. Iar sala de ședințe care a găzduit evenimentul a devenit neîncăpătoare. Patru generații din familia lui Ion Dragostin s-au adunat să-l serbeze pe veteran. Cel mai mare eveniment din viața noastră. Adică? Tăticul împlinește un 100 de ani, un eveniment care puțin oameni ajung la vârsta asta. Și pentru familia noastră este ceva absolut fabulos. Emoționat de primirea făcută, maiorul a vorbit de experiența sa de pe front din timpul celui de-al doilea război mondial. Am bea de foame, de sete, de apă pe lacul, că îi găsea la apă, bea apă așa cum. Mă puteam în genunchi, beam apă din lac. Și am văzut ce acolo, să nu mai fie, trec omul de o bine, să nu mai fie război. De la eveniment nu au lipsit nici reprezentanții asociațiilor de veterani din Brăila. Este o foarte mare sărbătoare. Noi ne prezentăm la aceste tipuri de sărbători de fiecare dată la toți veteranii care mai sunt în viață. Ne pare rău că unii dintre ei au plecat. Ne aducem aminte de ei puțin ca târziu. În 90 erau aproape 10.000 de veterani. Acum au rămas sub 10. Până acum nimeni nu i-a băgat în seamă, nimeni nu i-a întrebat sau foarte puțin i-au întrebat ce au făcut în război. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la...